Toți fermierii înțeleg de ce este important să lucreze cu un tractor sau cu o combină performantă, dar de ce este esențial să investească în utilaje ultramoderne de prelucrare a solului, într-o semănătoare de precizie sau o mașină de erbicidat de mare capacitate? Răspunsul îl oferă reprezentanții Horsch și Challenger, prezenți la MEVI Demo 2012, pentru a le explica fermierilor români performanțele și beneficiile acestor utilaje de ultimă generație. Foarte mulți fermieri achiziționează tehnică nouă. Tehnică nouă, asta însemnând tractoare noi, combine de mare performanță, dar și foarte mult și în ultimul timp și utilaje de mare precizie și de mare capacitate. Ce înseamnă, de exemplu, cu un exemplu practic, fiecare din fermieri întreabă cât de adânc ar trebui să lucrez cu cultivatorul de la dumneavoastră, cât de adânc. Adâncimea ar trebui luată în calcul și partea economică. Un centimetru de sol dislocat pe o suprafață de un hectar reprezintă echivalentul a 150 de tone. 150 de tone greutate. 150 de tone la un centimetru adâncime de lucru înseamnă și un litru de motorină în plus consumat la hectar. Dar litrul ăla de motorină nu este singurul cost, că noi de fiecare dată ne raportăm la motorină, dar dacă privim în ansamblu și privim la utilajul care lucrează, la uzura lui, la tractorul care este în față, la forța de muncă care este acolo și la timpul pierdut pentru a ajunge la o adâncime de câteodată care eu consider, nu în toate situațiile, nenecesară. Nu mi se pare normal să chiar în fiecare să lucrez la 60 de centimetri pentru că rapița așa are cerințe. Noi, de exemplu, pentru a preîntâmpina acest neajuns, firma Horsch a construit un utilaj care îmbină aceste două caracteristici. Are rolul de a lucra direct în miriște, de a lucra la o adâncime de 30 de centimetri, de a dizloca solul pe o adâncime de 30 de centimetri, de a plasa îngrășământ la o adâncime de 20-25 de centimetri și în partea de sus și după aia de a semăna rapița în aceeași trecere, astfel încât formăm rapiței într-o singură trecere și cu dizlocare de 30 de centimetri cele mai bune condiții de creștere. De exemplu, folosirea unui utilaj Tiger MT ne salvează de 3 lucrări. Dacă am fi să facem o paralelă cu sistemul clasic în care se lucrează sistemul plug, disc, aparat și un cultivator de pregătire înainte de semănat, noi facem toate aceste lucrări într-o singură trecere. Avem un disc care taie resturile vegetale și le amestecă și lucrează până la o adâncime de 15-20 de centimetri, după care cuțite de cultivator care pătrund mai adânc sub orizontul lucrat de discuri pentru a sparge cruza sau eventualul hardpan, după care reconsolidăm solul cu ajutorul tăvălugului și lăsăm în spate o structură perfectă și pregătită pentru semănat. Sunt foarte mulți fermieri care îmi spun, într-adevăr, le dau dreptate, pentru a obține o producție ridicată, trebuie să facem o prelucrare foarte bună al solului, dar să nu uităm, să nu scăpăm din vedere costurile. Degeaba reușim să obținem 4 tone de rapiță dacă investiția referitoare la prelucrarea solului până la semănat se ridică, să spunem, la 70% din valoarea producției pe care noi putem să o vindem. Trebuie gândit și găsit undeva un echilibru între adâncimea de lucru, să spunem, și profitul pe care l-am putea scoate. Un utilaj Horsch îndeplinește întotdeauna criteriile mai rapid, mai simplu, mai sigur, afirmă constructorul german de utilaje agricole despre produsele sale. Toate aceste calități au fost confirmate și la demonstrațiile în câmp organizate în luna iulie 2012 de compania MEVI, distribuitor exclusiv al utilajelor Horsch în România. Semănătoarea de prășitoare cu sistem unic de plasare a seminței în pământ Horsch Maestro 24SV, votată utilajul anului 2012 la Agritehnica și deținătoarea recordului mondial la semănat porumb cu peste 448 de hectare semănate și fertilizate simultan în 24 de ore, a fost tractată de un tractor Fendt 939 Vario de 390 de cai putere. Semănătoarea de precizie Horsch Maestro 24SV este o semănătoare care a fost îndelung prelucrată și analizată de către specialiștii firmei Horsch. Este un proiect început acum aproximativ 5 ani de zile în urmă. S-a investit o grămadă de timp și o mulțime de bani în dezvoltarea noului sistem pneumatic de distribuție, care la ora actuală este unic prin precizia sa. Avem variante de 24 de rânduri, de 12, dar și de 8 rânduri, astfel încât putem să acoperim întreaga arie a fermelor din România, atât fermieri mici, mijlocii, cât și ferme de mari dimensiuni.
Sistemul unic de distribuție presupune existența unui motor electric care va face toată treaba vechilor sisteme pe bază de lanț, pe bază mecanică, pe rost de copiere. Sunt motoare electrice individuale care sunt reglate, tempoul lor este reglat de către un senzor care este la rândul lui conectat direct cu un radar de mare precizie și toată informația, toată transformarea, toată traducerea vitezei de mișcare a utilajului este transformată în fracțiuni, în milisecunde, astfel încât nu se vor înregistra unele decalaje în momentul în care utilajul se va plasa cu viteze superioare sau va încetini în cazul când va ajunge la capăt. Ca și în România, ca să subliniez, au fost 7 semănători noi de Maestro, una de 24 de rânduri, 3 de 12 rânduri și 4 de către 8 rânduri. S-au semănat aproape 8.000 de hectare, s-au semănat, s-au fertilizat în același timp, ca și exemplu, fertilizarea s-a făcut la un moment dat cu 600 de kilograme de îngrășământ, deci este posibil și administrarea unei cantități de îngrășământ de până la 600 de kilograme. Primele impresii, foarte mulți ne-au întrebat la începutul anului de ce ați ales doar să vindeți așa puține utilaje. Noi am vrut să fie, este într-adevăr primul an în care s-a intrat în producția de serie, dar am vrut să limităm numărul pentru a putea culege informații și pentru a le exploata cât mai mult, să putem trage unii după acest sezon și eventuale îmbunătățiri aduse utilajelor pentru următorul sezon, să fim, cum se spune, din ce în ce mai buni. Semănătoarea de păioase Horș Pronto DC, votată utilajul preferat al clienților Mevi la ziua porților deschise în 2012, a fost pusă la lucru împreună cu un tractor Fendt 722 Vario de 220 de cai putere. Utilajul Pronto 6DC de la Horș, pot spune că este cea mai iubită semănătoare a noastră, cea mai iubită de noi și de clienții noștri. Este o semănătoare care a ajuns la maturitate, pe care de 8-9 ani de zile o îmbunătățim continuu și pe care de ce să nu ne mândrim, cu care am dat o nouă orientare cuvântului semănătoare de păioase. Dacă se poate observa, cam majoritatea altor producătorilor agricole au avut-o ca și exemplu pe care au urmat-o, nu pot să spun că au copiat-o, dar au urmărit pur și simplu sistemul ei cu sistemul de prelucrare, sistemul de aplicare și totul. Deja putem să afirmăm mândri că am impus o tendință pe piață. Dacă ne uităm, acum 10 ani în urmă, toate semănătoarele arătau complet altfel. Astăzi, 80% dintre ele au tendința de a imita Pronto. Și spun foarte bine de a imita, doar că pentru arată la fel, dar fac pur și simplu. Noi am reușit să ne păstrăm secretele noastre de producție și avem într-adevăr o semănătoare care o putem recomanda oricărui tip de fermier și a oricărui tip de sol. Discul scurt Horș Joker 8HD, care prelucrează rapid și exact solul după culturile de grâu, rapiță, floarea soarelui sau porumb, a fost tractat de un Challenger 765C, ce atinge 355 de cai putere. Joker 8HD a apărut ca o necesitate. Noi avem deja un program de 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de zile, utilajele Joker care se împart în Joker CT și Joker RT. Diferența este că unele sunt purtate, celelalte sunt cu șasiu propriu pentru transport. Jokerul CT are 46 de centimetri diametru la discuri, Jokerul RT 52 și noi am zis că undeva pentru sud-estul Europei este cererea pentru discuri cu o diametru mai mare la discurile de tăiere. Este destul de mare și de aceea am venit pentru a răspunde la această cerință cu noul Joker HD, care în mare parte copie principiul Jokerului RT și CT, numai că diferența este un cadru mai robust, mai puternic și discuri de 625 de mm.
Remorca autodescărcătoare de dimensiune mare Horsch Titan 34UV, care se deplasează atât de rapid încât se poate spune că aleargă după combină și poate descărca 25 de tone de cereale într-un minut și jumătate, a fost însoțită la demonstrațiile în câmp de un tractor Valtra N123H de numai 135 de cai putere, dar extrem de eficient. Titan 34V este o remorcă autodescărcătoare care vine ca o necesitate de a elimina timpii morți din perioada de recoltat. Se poate observa, fermierii știu foarte bine unde se pierde cel mai mult timp. În momentul în care o combină, după 10 minute, după 15 minute de lucru, vine la capăt și pierde 5 minute pentru descărcare și trebuie să întoarcă la camion, asta înseamnă un timp prețios. Dacă se întâmplă, pierde la o zi, la 20 de descărcări, 5 minute, pare asta însemna 100 de minute, aproape 2 ore în care combina ar mai fi putut face minim 50 de tone de cereale, să le recolteze, să ajungă acasă, seara să fie acasă în siloz. Și această remorcă vine pentru a elimina acest neajuns. Are rolul de a alerga, nu cred că mă exprim profesional, de a alerga după combine pe câmp, astfel încât combina să descarce din timpul mersului și ea să alerge la capăt, la camion, să descarce întreaga marfă. Câteva calități tehnice, date tehnice, are o capacitate de 34 de metri cubi, echivalentul a 25-26 de tone de cereale și o putere de descărcare de 18 tone pe minut. Deci întreaga cantitate la un Titan va fi descărcată într-un minut și jumătate. În 90 de secunde poate descărca 25 de tone de cereale. Acest lucru se observă foarte mult în câmp. Vă eliberează pur și simplu de un camion, care ar trebui să stea la fața locului să descarce combinele. Și a dovedit deja eficiența anul acesta, deja din ce în ce mai mulți fermieri au înțeles acest lucru și și-au putut optimiza procesul de recoltare cu acest utilaj. În exclusivitate pentru cei prezenți la demonstrația MEVI din județul Timiș a fost prezentat în lucru și cultivatorul Horsch Tiger 6DT, un utilaj special conceput pentru soluri dificile, tractat de un Challenger 875C. La demonstrație am avut un utilaj nou-nouț, un utilaj care încă nu se produce în serie, este un utilaj care are următorul principiu de lucru, lucrează și formează rigole. Presupune existența a 4 rânduri de cuțite de cultivator care nu fac altceva decât să formeze rigole la fiecare 70 sau 75 de centimetri. O particularitate a acestui utilaj este că el este controlat GPS, utilajul este controlat prin GPS și coordonat cu tractorul. Asta înseamnă că vom avea sistem de GPS pe tractor și pe utilaj, astfel încât noi să reușim să ne formăm rigolele la fiecare 70 sau 75 de centimetri. Are un avantaj enorm. În primăvară, rigolele au avantajul de a se usca mult mai rapid și de a se încălzi, de a primi căldura. Acest lucru permite însămânțarea porumbului sau a florii soarelui cu până chiar la 10 zile mai devreme față de un fermier care a lucrat în sistemul clasic obișnuit. Sistemul funcționează foarte bine de vreo 3 ani de zile în Cehia. El se testează foarte mult în fermele firmei Horsch din Cehia și din Germania. A dus la creșteri de recoltă de până la chiar 30% în urma folosirii lui și la o economisire a costurilor de până la 30-35%, pentru că este o singură lucrare. În primăvară se va semăna direct cu semănătoarea Maestro, care este și ea la rândul ei controlată prin GPS. Vom semăna exact pe mijlocul rigolei. Astfel vom forma porumbului cele mai bune condiții pentru creștere. Va avea sol afânat, ridicat la suprafață, rădăcinile vor putea crește un pic pe lateral și dedesubt va avea solul deja din toamnă dislocat și el va crește liber fără să întâmpine alte dificultăți. Utilajul va rămâne în zona Timișoarei, în zona Aradului. Va fi folosit de către clienții noștri, dacă pot să-i aduc aici în vorbă, de firma Crosswind. Ei deja au încercat sistemul de anul trecut, dar un sistem propriu care consuma prea multă energie și acum sunt foarte încântați și va fi de urmărit, dacă vreți să vedeți efectele sau exact prelucrarea în urma lui, vă rog să nu ezitați să mă contactați și vom merge și vom vedea la fața locului.
Fermierii prezenți la MEVI Demo 2012 au mai văzut la lucru în câmp și cultivatorul special pentru prelucrarea Minitil, Horsch Terrano 4MT, precum și cultivatorul cu lățime mare de lucru, ce prelucrează intens solul Horsch Tiger 8MT. Brandul Challenger este cunoscut mai ales pentru tractoarele pe șenile. Din acest an însă, tot prin firma MEVI, care este unic importator autorizat în România, fermierii români au la dispoziție și mașinile de erbicidat autopropulsate produse de Challenger, disponibile în 3 variante constructive, cu rezervoare de stocare a soluției cu capacitate între 4.000 și 5.000 de litri și puteri între 175 și 242 de cai putere. La demonstrațiile în câmp, MEVI a prezentat cel mai mare model, Rogator 655, cu lățime de lucru de 36 de metri, dotată cu motor AGCO SISU de 6 cilindri și 242 de cai putere, rezervor de soluție de 5.000 de litri și caracteristici de proiectare și funcționare fără precedent, afirmă directorul de vânzări pentru Europa Centrală a mașinilor de protecție a plantelor produse de Challenger. Ceea ce am văzut astăzi în câmp este Rogator, cea mai nouă mașină de erbicidat de la Challenger. Deși seamănă cu modelele mai vechi, Rogatorul are un design complet nou, iar caracteristicile constructive unice ne fac să credem cu tărie că este cea mai bună mașină de erbicidat de precizie de pe piață. Mașina este construită în așa fel încât puntea este foarte stabilă, ceea ce este cel mai important aspect pentru o erbicidare de precizie. Cum am reușit aceasta? O suspensie unică, independentă pe fiecare roată, complet automată, centru de gravitație foarte jos și un sistem unic de suspensie a punții. Toate acestea au fost posibile datorită noului șasiu monogrindă pe care l-am construit. Fermierii mari, și cred că sunt destui în România, trebuie să se asigure că își erbicidează culturile exact la momentul optim, nici o săptămână mai devreme sau mai târziu, ci exact când vremea este potrivită. Pentru a face asta au nevoie de o mașină de mare capacitate. Pot să spui, cumpăr mai multe mașini mici și pot lucra mai multe hectare, dar atunci desigur au nevoie de mai mulți bani, de mai mulți oameni, de mai mult combustibil. Dacă în schimb cumpără o mașină de capacitate mai mare, pot lucra mai multe hectare în același interval de timp cu costuri mai mici. Rogator este capabilă să lucreze foarte multe hectare într-o oră. O viteză foarte mare de lucru ar fi între 20 și 25 de km pe oră. Dacă un fermier vrea să lucreze cu 25 de km pe oră, cu o lățime de lucru de 36 de metri și cu 100 de litri pe hectar, se pot erbicida ușor până la 40-50 de hectare pe oră, dacă logistica este adecvată. Decizia aparține însă fiecărui fermier în parte, în funcție de condițiile și necesitățile din propria fermă, mai spune reprezentantul Challenger. Concluzia, după turul de forță al utilajelor prezentate de MEVI, o formulează reprezentantul Horsch. Demonstrațiile în câmp au una tu mai aparte. Una este să mergem, să meargă vânzătorii la client acasă, să meargă vânzătorii și să vorbim, să ne uităm pe pliante, să ne uităm pe hârtii, să ne uităm pe niște înregistrări video sau să ne uităm pe date concrete. Și alta este să vii în câmp, să poți tu pur și simplu să vezi calitatea lucrului și de fiecare dată să poți să raportezi la ferma ta, la structura ta.